please, please, don't leave me, 9 și 11 minute, Busy Nation cu Moise Guran în deșteptare în această dimineață, live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Bună dimineața, Moise! Live și în direct, bună dimineața! Da. Bună ziua, bună dimineața, bună da. Bună ziua, da. Bună ziua. De când a început războiul, ziua începe pe la 4-5 dimineața, așa și de-aia am zis bună ziua. Um... Deci ce a început, ca să zicem așa. A început ceva ce nu știm exact cum se va duce mai departe. Și de aici încolo aș vrea să vorbim puțin despre economia în vreme de război. Nu că ar ști cineva cu adevărat ce înseamnă economia în vreme de război, pentru că în Europa războaie de o așa magnitudine n-a mai avut de nu știu câți ani, 70 de ani. Nu? bine de 70 de ani. În primul rând să vă spun că ar trebui să ne așteptăm cu toții la o intrare în recesiunea economiei mondiale. Nu știu cum s-ar putea evita chestiunea asta. Nu neapărat și a celei românești. Asta e partea cu adevărat interesantă și o să vă explic imediat. Ne um, Da. Dacă vrei, să vrei Asta nu e o surpriză. dar nu e o contrazic. Da. Țările da, europene vă... și America își cresc masiv cheltuielile de apărare. Da. Asta aduce, Vlad, într-adevăr aduce niște efecte, dar uh, nu pe termen scurt. Anul acesta, anul uh, 2022, cred că va fi unul de recesiune. Uh, la Pentru economia mondială. Așa cred eu că se va întâmpla și nici nu se poate altfel. Dacă vrei doar să-ți dau niște exemple, numai oprirea fluxurilor mondiale, nu numai de țiței, dar și de bani, duce la rescrierea activelor, pur și simplu. Că, dacă vrei, de putem vorbi din nou? De... Fluxurile de energie, de materii prime în energie, nu s-au oprit. Rusia continuă să exporte gaz și petrol. Și ce da. mai zice altceva? Deci, da, așa este. Exportă, a început să exporte petrol prin Yamal culmea în ziua în care a început invazia, pe 24, după ce câteva luni îl uh, da. tăiaseră. Dar nu e despre asta vorba, încă o dată, nu cred da. că mă înțelegi. Da. Faptul că mari companii occidentale aruncă pur și simplu active pe da. care le au în Rusia se traduce printr-o tăiere a valorii companiilor respective. Dacia, de exemplu, și Renault nu au comunicat nimic, dar în România se făceau foarte multe componente pentru tot ce însemna uh, Logan, Renault Logan făcut în Rusia sau Renault Duster făcut în Rusia. Acesta este doar un exemplu. Aș vrea ca tu să ai dreptate și eu să mă înșel, îți spun însă că acest război, uh, nici nu știm cât va dura și chiar dacă el nu va dura, oricum vor dura uh, sancțiunile unile impuse, nici nu se poate altfel, nici nu ne dorim altfel. Putin trebuie pedepsit pentru ceea ce a făcut. Din păcate, va fi pedepsit poporul său, în primul rând, și abia apoi el. Dar, dincolo de toate astea, noi trebuie să fim pregătiți, în primul rând, pentru a avea uh, cheltuieli mai mari. Noi, ca națiune, noi, România. Președintele a anunțat ieri creșterea bugetului apărării la 2,5% din PIB. Teoretic, asta înseamnă investiție. Practic, înseamnă achiziție în principal de armament. da, Deci, încă un miliard de euro în plus, noi, românii, îl vom da pentru achiziția de armament. Iar acest lucru nu se va întâmpla cât durează războiul. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung de acum încolo și pentru România și pentru NATO. Germania și-a dublat aproape cheltuielile de bugetul de apărare pentru anul ăsta și probabil pentru anii următori. Probabil că aceasta va fi filozofia în care ne mișcăm. Aș vrea să vă zic un aspect care mă îngrijorează mai mult chiar decât amenințarea nucleară a lui Putin. Au fost niște știri care au trecut în contextul general cu bombardamente, refugiați, drame umane și așa, oarecum nebăgate în seamă. A venit o informație din Rusia cum că statul uh, a cerut companiilor de internet să reruteze tot internetul printr-un uh, practic printr-un dispozitiv de stat, ca să zicem așa, cam cum este în China. O altă informație care s-a dat și care este verificată uh, este că RIA Novosti, agenția Kremlinului, a publicat din greșeală și după aia a șters un articol care era pregătit pentru ziua în care Ucraina urma să capituleze. Un articol care arată, de fapt, adică intenția 26, lui... Adică 26 februarie, să spunem și asta. Așa, da. Adică și în articolul respectiv... Da, în articolul respectiv se vorbea despre venirea Ucrainei la patria mamă Rusia și așa mai departe. Aceste două aspecte, controlul internetului, la fel ca și în China, și uh, refacerea Uniunii Sovietice, care de acum nu mai este un zvon, este o intenție clară, dovedită și de acțiunea militară și de articolul din RIA Novosti, ne duce pe mine, m-a adus cu gândul la faptul că planul real al lui Vladimir Putin este recrearea unei lumi în blocuri militare și economice. Adică așa cum era pe vremea comunismului, atenție, nu numai a Uniunii Sovietice, a comunismului. Acum, următoarea întrebare este cu cine vrea Rusia să facă bloc militar și economic? Că singură nu l poate face. În momentul de față, Rusia este izolată de toată planeta. Și dacă începi să spui această întrebare și îți vin niște răspunsuri acolo de tipul Iran, China, deja lucrurile devin mult mai complicate. Din fericire, reacția extrem de puternică a opiniei publice, în primul rând, a oamenilor din toată lumea, din America Latină și până în Finlanda, din Australia și până în Canada, a determinat o reacție puternică și a liderilor politici și a țărilor în care locuiesc oamenii respectivi. Iar Rusia, în momentul de față, este atât de izolată încât s-ar putea ca cealaltă amenințare pentru pacea mondială, care se numește China, să mai stea puțin pe gânduri, să se mai gândească dacă lumea ar fi mai bună pentru ea pentru China, într-un bloc militar și economic cu Rusia. Acestea sunt îngrijorările mele. Da. Că... Păi, ce să zic? De urmărit cu multă atenție. Mulțumesc foarte mult, Moise, pentru participarea în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.